Bună și bine ați venit! Ați văzut deja din titlu despre ce este vorba în clipul de astăzi. Este un unboxing de la Farmec. Am în această cutiuță mai multe produse. Farmec și Gerovital. România, Gerovital, românesc, prospețime, tradiție, inovație, calitate, frumusețe. Farmec este un brand românesc și îl apreciez. Este are istorie și sper că și vouă vă plac produsele Farmec. Dacă nu, sper să vă inspir pentru cumpărături viitoare cu cele câteva produse pe care le-am comandat eu aici. Am aici cutiuța. Nu este una foarte mare, dar am destul de multe produse. Nu le-am scos. Am aici facturica, cred. Ia să vedem. Evident, da. Totalul a fost de 137 de lei. Nu-mi dau seama cât de bine ați văzut, dar mă credeți pe cuvânt. Transportul a fost gratuit sau inclus. Nu știu exact pentru ce valoare, peste ce valoare sunt, este acest transport gratuit. Avem aici folie cu bule, multă, e goală. Apoi o să pun cutiuța aici, să încerc să mă organizez cumva și... Ia, să vedem dacă... uite ce frumos m-am organizat. Avem... ăsta este cadou. O să încep cu cadou, draga de mine. Nu mi se mai vede floarea galbenă. Ce problemă? Hai să facem așa. Să se vadă un pic și din floarea galbenă. Un dezinfectant pentru mâini, gel dezinfectant, bactericid, virucid, alcool 70%. Ăsta a fost cadou în cantitatea de 50 de mililitri. Foarte binevenit pentru poșețică. Apoi... Am aici niște lacuri de unghii. Ori am greșit eu culorile, ori nu știu ce s-a întâmplat aici, pentru că mă așteptam la ceva de o altă nuanță. Asta este un roz cam prea turbat pentru mine. Cred că am apăsat greșit pe butoane. Însă ăsta sigur nu mi-am dorit să fie acest vișiniu închis. Acesta este numărul 37, Farmec Ultra Rezistent, a fost, nu știu, 7,99 lei, cred, verific imediat pe factură. Toate trei sunt din aceeași gamă. Hai să văd cum fac să le țin așa, să nu vă orbesc. Deci, acesta gri este nuanța 65M, ăsta mi l-am dorit, o să-l vedeți pe unghiile mele în perioada ce urmează. Nu este gri, este argintiu, sidefat. Ăsta trebuia să fie negru pentru Eva și nu este. O să văd dacă reușesc să-l schimb. Dacă nu, asta e. Găsim noi utilizare și pentru el și ăsta nu știu. Deci nu știu ce a fost în capul meu când am comandat chestia asta. Dacă ori n-am văzut bine, ori cineva a greșit. Hai să le caut pe minunea de facturică. Lac de unghii 6,89 plus 1,31 TVA. Deci da, fiecare 7,99 lei, mi-aduc eu aminte că era prețul de pe site, 11 ml are o asemenea sticluță. Eu am mai avut lacuri de unghii de la Farmec, mi le cumpăram de obicei din Auchan, cel mai des, le găsiți la insulica aceea cu cosmetice și sunt foarte mulțumită de ele, rezistă destul de bine, se usucă rapid, nu am nemulțumit și se întind ușor. Apoi, hai să vedem și pe insulica. Că la mine e o problemă cu pensulele, nu-mi plac lacurile de unghii care au pensula foarte groasă. Asta este o pensulă normală, nu-mi plac nici alea prea subțiri, că muncești mult, dar nici cele care au pensulele foarte groase. Asta este medie, deci ok. Mai departe, următorul produs, următoarele produse, hai să le iau așa ca să nu se răstoarne, aceste două surori înfoliate în bule. Gerovital San, ulei bronzant pentru plajă, ulei bronzant. Avem două variante de la Gerovital San, acesta cu factor de protecție 10 și acesta fără factor de protecție. Mă rog, nu neapărat este fără factor de protecție, el tot are. Undeva la 5 tot protejează, dar eu am un clip cu protecția solară, cu SPF-ul ce reprezintă, care sunt standardele privind... care e puternic, care nu e puternic, sau, mă rog, factor de protecție ridicat sau scăzut. Ăsta este practic cel mai scăzut, dar tot înseamnă ceva protecție, înseamnă hidratare, înseamnă că avem o peliculă care ne protejează și acesta teoretic ar trebui să stimuleze bronzarea.
Pe acestea, pe amândouă le-am luat pentru a le folosi pe picioare, unde mă bronzez cel mai greu, evident, pentru că stau în apă întotdeauna, dacă nimeresc la chestii cu plajă care au și baltă, eu mă duc să not și atunci picioarele nu sunt tocmai la soare. Și atunci când stau la soare, vreau să am un factor de protecție mai scăzut, așa că le-am luat pe astea două, pe ăsta o să-l folosesc la început, cât sunt mai albă, și pe ăsta o să-l folosesc cât după ce încep să mă mai colorez și eu un pic. Că mă vedeți că sunt galbenă. Am fost un pic la mare, dar nu se vede. Apoi, acestea, hai să vă spun, 13 lei și 11 bani plus TVA, deci 15 lei 90 probabil și 19 lei 90 probabil cel cu SPF 10. Deci undeva la 15 lei și undeva la 20 de lei au costat fiecare din cele două. Mai departe, această cremă este Sun Care Face Cream Gold, Golden Tinted cu SPF 50, High Protection, cum spuneam, 50 este un factor de protecție solară ridicat. Avem și varianta în română, cremă pentru față cu tentă aurie, pentru piele sensibilă, am citit pe site, este potrivită oricărui tip de ten, inclusiv tenurilor acneici, așa cum este tenul meu. Aceasta a costat, dacă mi-aduc eu aminte, a fost cea mai scumpă, 40 și ceva de lei, 45 de lei, da, 39, 33 plus 7,47 TVA-ul, deci cam pe acolo, 40 și puțin. Are o cantitate de... Sper să o văd pe tubuleț. 50 de mililitri, așa arată tubulețul, foarte, foarte frumos, foarte drăguț. Uite ce ne-am asortat! Galbene amândouă. Deci din gama Gerovital Derma Plus Sun, SPF 50, cremă pentru față, nu știu ce. Și aceasta este colorată, tinted. Ia să vedem cât de... dar este colorată, dragilor. Ea este o cremă facială, am citit destul de mult, există și varianta fără pigment, în cazul în care poate aveți tenul mai alb sau poate nu vreți și pigmentul. Eu am vrut-o cu pigment, chiar dacă e un pic mai închisă, dar cred că se potrivește cu culoarea tenului meu. În timp, până la sfârșitul verii, o să mă tot bronzez și... păi da, nu e așa de închisă, iată! S-a întins imediat, se absorbe imediat și nu rămâne nici cu dungi, nici cu peliculă, nici cu nimic. Yay! Mi like-i? Draga mea, o să devii preferată. Sun Expert, Pfizer Block Technology, nu știu ce. Da, deci asta pare să fie foarte ok așa la prima vedere. Să sperăm că după mai multe utilizări o să vin cu multe like-uri. Mai departe, mi-am cumpărat, am avut într-un colet Boost Box o pastă de dinți de la Aslamed. O să încerc să vă las pe undeva pe aici în descriere link către acel videoclip. Mi-a plăcut aia, nimic spectaculos, preferata mea rămâne Sensodyne ca și putere de curățare, dar am zis să o încerc și pe asta, care are cărbune activ. Efect de albire, mă rog, whatever, nu pot să albească chiar atât de mult pastele de dinți, dar asta este eficientă în ideea în care, de exemplu, nu aveți suficientă răbdare să vă periați corect și suficient de mult dinții, pentru că ea fiind neagră, teoretic, da, este, ea fiind neagră, vedeți pe dinți în timp ce vă spălați zonele pe care nu le-ați curățat suficient, pentru că alea, evident, nu sunt negre. Deci dacă vă grăbiți cu periatul dinților și vreți să obțineți o curățare mai corectă, ca să spun așa, încercați o pastă de dinți din asta cu cărbune activ, pentru că acolo o să vă dați cu siguranță seama zonele pe care nu le-ați care sunt zonele pe care nu le-ați curățat. Și nu mai știu cât 9,08, 10 lei și puțin. 10,70, 10,50, ceva de genul acesta. Apoi, aici mai am ceva. Ceva micuț. Aici este tot la fel un cadou, o fiolă cu acid hialuronic și vitamina C.
O să vă las în descriere pentru că am făcut comanda acum ceva timp și nu mai amintesc, cutiuța așteaptă de câteva zile bune să fie dezboxată. Avem această fiolă cu acid hialuronic, eu știu fiolele astea de la Gerovital, le folosesc de mult timp și pe astea cu hialuron și pe alea cu colagen și îmi plac toate, nu mi s-a întâmplat să nu-mi placă sau să nu simt efect. Are 2% acid hialuronic, concentrația și vitamina C. Și o să vă las, spuneam în descriere, condițiile în care le puteți primi gratuit. Apoi, pentru că le folosesc, le știu și îmi plac, am o cutie întreagă de asemenea fiole. Asta am comandat-o și am plătit-o. Sunt 10 fiole de câte 2 ml. N-aș vrea să o desfac curat pentru că o să stau cu cutia ciuruită prin baie și nu-mi place să am cutii rupte. Așa, nasol. Ambalajul clasic, standard. Așa arată ele. O fiolă, eu îmi dau o fiolă seara înainte de aplicarea cremei sau pot să-mi o dau și numai pe ea că pentru cât de gras e tenul meu este suficientă. Hai să verific pe facturică dacă reușesc să identific prețul acesteia. 26,5, deci 32 de lei aproximativ, 32 și un pic de lei. Pasiunea vieții mele, TVA-ul. Mai am aici niște chestii care sunt tot cadou. Uite ce galbene suntem noi. Aici am niște pliculețe. Sunt niște testere, probabil alte produse din gama Gerovital San. Hai să încerc să le țin un pic cumva ca să le vedeți și voi mai bine. O să le iau, cred că sunt 22. Gel, da, avem așa, gel răcoritor după plajă și Bronzil, cremă nuanțatoare pentru față cu SPF 50, Tinted Sun Care Face Cream, cred că este cea pe care o am în varianta full size, dar întotdeauna asemenea pliculețe sunt binevenite pentru că pot să le am așa în bagajer. Și aici avem pentru cei jucăuși o minge! Trebuie să mergem la joacă! Este galbenă și eu sunt tot galbenă, avem și flori galbene, sper să ne bucurăm de vară, de soare și big like for Gerovital. E bine că e un brand românesc, dar îl laud în engleză. Nu mă înjurați, nu am nimic nici cu limba română, iubesc limba română, dar iubesc și limba engleză, evident, dar ca să știți, cel mai mult îmi place limba franceză, preferata mea. Nu știu, are o melodicitate care cumva mi se pare mie mai interesantă. Haideți să revenim la cumpărături. Asta este tot ce am cumpărat. Avem ceva produse pentru soare. Vă recomand, sincer, produsele Gerovital. Aștept să folosesc crema asta și să revin cu review-uri. Cu astea le știu și vi le recomand din tot sufletul, fără niciun fel de reținere. Lacurile de asemenea rezistente, cum vă spuneam. Deci, numai de bine. Aștept părerile voastre în comentarii, spuneți-mi care dintre aceste produse le-ați folosit, dacă le-ați folosit sau care vă tentează dacă nu le-ați folosit. Bineînțeles că vă voi lăsa tot în descriere, unde altundeva, link către produsele pe care mi le-am cumpărat eu, astfel încât dacă vă interesează și vreți să vi le cumpărați, să vă fie foarte ușor să ajungeți pe site-ul celor de la Farmec și să vi le comandați și voi. Aveți grijă că ei au foarte multe promoții. Miercuri au reducere 25% la foarte multe produse, iar în perioada asta care precede vacanțele au reduceri foarte mari la produsele de protecție solară. O să încerc să vă las tot așa în descriere promoțiile pe care le au cei de la Farmec. Și probabil o să vin și pe Instagram cu niște oferte ale lor. Poate reușiți să vă ajutați bugetul cu ceva. Eu am avut reduceri destul de mari pe produsele astea. Ați văzut că cel mai scump a fost 46 de lei. Nu mi se pare că am dat prea mulți bani pentru câte produse am eu. 137 de lei pentru tot ceea ce v-am arătat. Mi se pare un preț fair, ok, corect și sunt mulțumită de ce am cumpărat și cât am plătit. Așadar, vacanțe plăcute, protejați-vă de soare, bronzați-vă eficient și
Scrieți-mi și mie pe unde ați fost. Vă pup și vă mai aștept. Pa!